Salut pe Mihai Stoica și Andrei Votin. Bună seara! Bună seara! Salut! Mulțumit după rezultatul de aseară. Care e impresia acum că nu mai e la cald, e la rece? Da, rezultatul e bun. Pentru că distanța dintre ei și noi era mare. De ce? Pentru că sunt o echipă net superioară nouă. De ce? Pentru simplu fapt că au dat 3 milioane pe Ingvartsen, care câștigă 800 de mii net. Atât are salariu acum? Da. Pentru simplu fapt că refuză 18 milioane pe Noamah, pentru faptul că noi am jucat când ei au avut 3 meciuri la săptămână jucate, până au jucat cu noi. Noi în săptămânile astea am jucat la 3 zile. Joacă la 3 zile, du-te cu avionul, am mai spus povestea, scoală-te la 5 după meci, culcă-te la 5, astea se simt. Distanța se mărise, șuț accidentase la încălzire, Băluță, jucător extrem de important, mai ales pentru un adversar ca Norceland. Extrem de important, nu vă vorbesc ca să mă aflu în treabă. Miculescu la fel absent. Ei aveau toată echipa, chiar își odihniseră, nu jucaseră 90 de minute toți titularii la ultimul meci. E adevărat că lipsea capitanul de echipă, Hansen, dar care nu era ceva ieșit din comun. Jucător cu experiență, dar mult mai lent decât cei care l-au înlocuit. Sau cel care l-a înlocuit, că acolo nu știi care din ei joacă. Apoi, noi aveam nevoie de un rezultat strâns. Chiar dacă mulți spun că suntem acolo cu spatele la zid, că jucăm pe sintetic și va fi altceva. Da, va fi altceva, dar ei și-au pierdut ambii fundași centrali care au jucat ieri. Unul va fi suspendat, celălalt s-a accidentat. Ingvartsen, acum l-am văzut călcând după meci, s-ar putea să nu joace. Au meci duminică la Randers, deci e clar că trebuie să joace, că nu-și pot amâna meciul acum. Iar noi am reușit, și pentru asta mulțumim Ligii Profesioniste și până la urmă deținătorilor de drepturi, că ne-au facilitat asta, să avem o șansă. Pentru că e finala clară, am spus-o înainte de meci, că e finala. Da. Nu mi-e frică de Sabah sau de Partizan, dacă reușește Partizan să-i sucească pe Sabah. Dar asta este o echipă foarte, foarte tare, Norceland. Sunt mulțumit pentru că am văzut niște jucători care au avut prestații foarte bune, e adevărat, nu toți, dar majoritatea, cel puțin linia defensivă, toți au jucat foarte bine, iar Kirikeș și-a demonstrat valoarea pentru cum a jucat, pentru cum a coordonat defensiva, că până la urmă ei, cu jocul ăsta colectiv, cu totul și cu totul ieșit din comun, au ajuns la poartă mai deloc. Mai deloc. Deci ocaziile au fost în urma unor faze fixe. Au avut o situație când în urma combinației. Centru de, da, acolo, când a dat pe lângă, exact. Au avut, dar noi am avut mai mari. Mult mai mari. Compania a avut o ocazie foarte mare, am avut un penalti indiscutabil la Djokovic, indiscutabil. Iar eu zic că și la Octavian Popescu se poate da. Poate că nu se e pare un contact că la Djokovic care... împingerea aia trebuia penalizată, spuneți. Eu așa spun că îți amândouă mâinile. Păi ce facem? Da, eu cred că aia, dacă era VAR, se trebuia penalti. Că omul s-a dus acolo să facă faultă. În fine, nu contează asta. Arbitrul l-a eliminat și s-a speriat. E normal ca o echipă care are în primul 11 7 jucători de cel mult 21 de ani. Mă rog, eu am dubii. Pe hârtie. Am dubii, da, am dubii. Mai, raportăm la foaia de meci. La fețe lor. Mă rog, ok. Deci, așa era, 7 jucători de cel mult 21 de ani. Să joace cu atâta dezinvoltură și să fie net superioară ca joc în teren unei echipe care teoretic are experiență. Tocmai că în opinia mea n-a fost net superioară sub nicio formă. Ca joc colectiv? Păi joc colectiv, fără să ajungi la poartă, nu se pune. Jucătorul ăla n-a fost eliminat pentru că au jucat ei colectiv formidabil, pentru că am jucat noi.
Că ăla nu a fost eliminat, că a călcat pe o mină. Cei trei accidentați nu s-au accidentat că am fost noi la plimbare și că erau curse pe teren. S-au accidentat pentru că noi am jucat. Și noi am jucat în condițiile în care eram mult mai... Nu eram atât de fresh ca ei. Vom vedea. Sigur că sunt favoriți. Atunci, și casele de pariuri îi dau favoriți cerți. Dar se joacă acolo. Pentru că acolo noi îl vom avea și pe Băluță. Joacă acolo? Da. Ok. Băluță și Miculescu vor începe de duminică să se antreneze cu echipa. Situația lui Șut care? De fapt, ce accidentare a avut? Sau ce a pățit? Nervus sciatic. Acolo nu știi. Te poate lăsa. E posibil să fie și el. Doar că Ovidiu Popescu, cel care nici măcar n-a făcut încălzirea pentru joc, a intrat și a jucat excepțional. Cine nu l-a văzut pe Ovidiu Popescu jucând foarte bine în meciul ăsta, înseamnă că n-are nicio treabă cu fotbalul, să mă ierte, înseamnă că ori nu e atent, ori nu se pricepe. Andrei, ți s-a părut Norșerand superioară pe CSB-ului? Acum vorbim... Hai să vorbim 11 contra 11, mi se pare relevant. Când totuși e 11 contra 10, parcă nu mai e relevant, raportul de forțe din teren, că se schimbă dinamica, se schimbă tot. O oră cât s-a jucat, 11-11. Da. Eu cântăresc totul în două noțiuni. A avea posesia, a domina sau a avea controlul asupra jocului. Mie mi s-a părut că în mare parte din joc, controlul asupra jocului l-a avut FCSB. În sensul în care chiar dacă Norgena avea posesia, FCSB a știut cum să gestioneze meciul de așa natură încât să nu se creeze la poarta lui Târnoveanu ocazii. Paradoxal, mi s-a părut că FCSB n-a mai avut controlul jocului atunci când au fost 11 contra 10. Pentru că 11 contra 10, sincer să fiu, eu n-am o pretenție neapărată ca echipa care e în 11 să aibă ocazii. Pretenția mea ca observator e ca la poarta ei să nu fie nicio ocazie. Aia nu pot să înțeleg dacă se întâmplă ocazii la poarta cealaltă. Ca să desfaci o echipă în 11 contra 10 nu e foarte simplu. Sunt jocuri de antrenament, nu 10 contra 9, sunt 10 contra 8, sunt 10 contra 7, se joacă 10 minute, 12 minute, 15 minute, nu se creează nicio ocazie. Pentru că cei 7 știu să fie compact și să se apere foarte bine, sau 8 sau cât sunt. Mai e și componenta psihologică pe care o zic de 20 de ani de când s-a pus problema asta, că în mintea fiecăruia se declanșează că eu trebuie să fiu un locuitorul celui eliminat și atunci nu se joacă 9 contra 10, se joacă 18 contra 10. Pentru că, din punct de vedere mental, fiecare dintre cei rămași în teren zic, eu trebuie să suplinesc absența lui. Și mental se întâmplă lucrurile astea. Dar, dacă este să vorbesc strict calitativ în ce au făcut oamenii în teren, de exemplu, posesia pe care FCSB o face nu are aceeași calitate precum posesia celor de la Norgena. Asta se vede cu ochiul liber. Iar chestiunea asta nu are nicio legătură cu senioratul lor. Această chestiune are legătură cu tot junioratul fiecăruia luat în poartă. Crezi că doar asta e? Adică nu ești de antrenor? Că m-am întrebat de aseară, uitându-mă la meci, cât de frumos pasau și aveau soluții tot timpul, purtătorul de balon avea soluții și din posesie cu pase scurte ajungeau... Întreb! Ce am zis la ultima emisiune când s-a discutat de meciul ăsta? Că toate echipele din Danemarca asta fac. Am spus exact așa m-am exprimat. Că noi avem regula să te obligați să jucăm cu un jucător, minim un jucător sub 21 și la ei parcă federația a impus regula ca toate echipele să plece cu construcția de la portar. Nu am văzut în viața mea așa ceva. Și am văzut, nu zeci de mii ca unii, dar mii de meciuri am văzut sigur. Nu am pomenit așa ceva. Am văzut meciurile cu Orhus, cu Brondby. Toți construiau așa. Da, e logic, pentru că ceea ce s-a întâmplat la ei în urmă cu 17-18 ani, exact asta a fost. A fost o revoluție, a fost un plan general la care au achiesat conducătorii de club, conducătorii de academii și tot ce au făcut acolo au venit în baza unei strategii naționale. Și cluburile, în marea lor majoritate, au aderat la acea strategie națională de a juca într-un anumit fel, nu sistemul, modul de a juca.
felul de a juca, adică cu conceptul, plecarea de la portar poți să pleci și în formulă de 3 fundași centrali și în formulă de 5 apărători și în orice formulă vrei tu să pleci, pleci de la portar. În orice formulă vrei tu să joci, faci pressing avansat imediat când se pierde mingea. În orice formulă. Că sunt dispuși numai altfel jucători. Bine, la un moment dat tot. Iar ei fac, așa joacă. Ei fac chestia asta de mici. Ei sunt obișnuiți cu chestia asta de mici. Dacă ai venit să faci un model de joc gen Dan Petrescu, să spunem, la CFR Cluj, ar avea o valoare de 5, de 6 ori, de 7 ori mai mică fiecare jucător în parte decât o... Jucătorul n-a aplicat-o până s-a aplicat, nu știu cum să joace chestia asta. Așa cum, acum 20 de ani, ei și tot fotbalul britanic era kick and run. Ne puneai pe noi românii să jucăm kick and run, eram penibili. Chiar dacă la noi în echipă jucau Dinu, Dumitrache, Dumitru, Iordănescu, ăștia de-am prins eu prima generație de care am fost eu conștient, da? Nu puteau să joace. Noi trebuia să jucăm temporizarea lui Angelo pentru că era pe calitățile noastre. Și jucam foarte bine și am și bătut de câteva ori. Deci e o chestie de plan național, de strategie națională. Ei au început să facă cu aproape 2 decenii în urmă. Acum se văd rezultatele. Asta e unul la mână. Doi la mână. Puterea de cumpărare din țările nordice este foarte mare. Dacă un jucător ganez, nigerian sau african, da, este pus între alege în ce țară vrei să trăiești, nu să joci fotbal, Danemarca, Norvegia, Suedia sau Bulgaria, România, Serbia, îți spun că 9 din 10 vor spune că vor acolo. E adevărat, dar eu cred că, ca să dau exemplu FCSB-ului, adică FCSB-ul dacă se duce la ce forță are, ce club este, în ce oraș atragi un jucător, dacă tu te duci în Ghana sau în tot continentul așa african și vrei să iei jucători, îi poți lua. Nu. Poftim? Nu? Nu. Față, dacă are oponent... Cu un orice lan și cu Essien în staff... Și cu... Băi, despre ce vorbim aici? Nu sunt doar jucătorii ăia. Iau și ei, nu, dar să putem să luăm și noi în România. Da, dar noi vorbim care dintre noi ar putea să ia. Mergem noi cu Norcelan să luăm jucători din Ghana. Păi Essien lucrează la ei în club. Ok, dar sunt, da, stai, un să pic, iau, stai, doi, stai un pic, și FCSB, dar până la Norcelan și FCSB, de acolo iau Chelsea, de acolo ia Parisul, de acolo iau primele 5 campionate. Nu vorbim de echipele deci, alea mari. Acolo păi nu vorbim, atinge, dar crema o dai la o parte pe sectorul top 5. Știi că la noi, după care vin jucătorii comunitari, jucătorilor comunitari le plătești niște taxe și cei extracomunitari mai mult de dublu taxele? Știi ce înseamnă asta în bugetul unei echipe? Înseamnă foarte mult. Una e să plătești 30%, alta e să plătești 75%. Bun, una la mână. A doua, a concurat vreun atlet african pentru noi, că sunt campioni olimpici danezi de culoare. Da, acolo e asistent. N-ai nicio șansă să te bați cu ei. Pentru că ei dau salarii de 600, de 700, de 800 de mii. Nu poți să te bați. Nu poți să dai unui jucător de 19 ani salariul pe care îl dă în Norcelan. Adică spuneți că bugetul în Norcelan cam cât e? Nu știu cât e, dar oricum e mult mai mare. Mult mai mare poate să fie de, dacă e de 5 ori, este... Nu, de 5 ori nu poate să fie de 5 ori, că nu-i... Pe asta spun, nu-i adică Lyon, depinde cât e mai mare. Nu e Lyon. Dar tu gândește-te că dacă refuzi 18 milioane pentru un jucător, înseamnă că nu stai chiar rău cu banii. Pentru deci că buget, au variante bugetul să... e minim 18 milioane, înseamnă. așa, da, un exercițiu. Că știu că ești pasionat. Uită-te la meciul lor cu Brøndby. Atâta. Ia meciul lor cu... Îți dau eu link-ul. Să vezi meciul lor cu Brøndby. Nu în tot meciul. Să vezi primele 20 de minute din meciul lor cu Brøndby. Să vezi... Dacă ai mai văzut în viața ta așa fotbal, așa construcție, dar noi am știut-o și ce este un mare câștig pentru cei care înțeleg, bineînțeles, fenomenul, faptul că noi am demonstrat acum că avem antrenori la meciul ăsta. Pentru că meciul ăsta s-a pregătit foarte bine. Foarte bine. Nimeni niciodată până acum, din ce am văzut, am văzut 3 meciuri de anul ăsta, uite pe ce picioare are Essien, s-a împlinit și el. Nu a reușit să pună problemele pe care le-am făcut noi cu lipsa pressingului pentru adormire și imediat ce a făcut Olaru de era cât pe aici să scoată penalti, poate și cu eliminarea acolo. Că a fost așa, la câțiva centimetri. Când se dădeau ei mari șmecheri pe acolo. Că s-au dat. Într-adevăr. Asta e filozofia lor. Știu, dar acolo erau socolite. Părea exagerată la un moment dat. Era un așa joacă. De multe ori până au învățat să joace așa și au luat multe goluri. Da. Unde cred că se greșește, din punctul meu de vedere, și lumea încă nu înțelege, că la nivel de academie
trebuie să-ți iei specialiști buni. Nu-i găsești în România, e posibil să nu-i găsești. Este foarte posibil să nu-i găsești. Dacă vrei să faci o treabă, ia-i de afară. Ia-i de afară, lasă 3-4 oameni să-ți conducă o academie, dă-le timp și dă-le buget. Și atunci vei avea o șansă ca peste 5-6-7 ani, tot ce-ți vine de la academia aia, să joace într-un fel, într-un asemenea, în același fel, să creeze jucători care să devină vandabili în străinătate. Este singura noastră șansă, din punctul meu de vedere. Eu am abdicat de la orice. Deci până în momentul în care nu vom avea profesioniști buni în academii, nu vom putea să redevenim ce am fost. Niciodată. Îți trebuie bani și răbdare. Iar pachetul ăsta, bani și răbdare, se găsește cam greu. Dacă vrem, unde dacă sunt bani, nu-i răbdare. Unde ar fi răbdare, nu prea sunt bani și așa mai departe. Și unde sunt bani și răbdare, nu sunt cunoștințe. Bun, hai să lămurim. Răbdare, nu ți-am zis, nu prea am întâlnit. Să lămurim și ce s-a întâmplat, pentru că au fost discuții multe astăzi, la schimbarea lui Companiu. Uh-huh. Pentru că aici s-a spus așa, era programată schimbarea lui Companiu și părea logică jucându-se 11 la 11, da? Da. A venit eliminarea lui Nagalo, determinată de Octavian Popescu, în momentul în care s-a lăsat faza respectivă, nu că era fază fixă, și s-a făcut schimbarea lui Companiu. Și multe lume au spus, de ce s-a mai făcut schimbarea lui Companiu când jocul teoretic ducea în faptul că presai, ei se apărau fiind în 10 și aveai nevoie de un jucător bun în jocul aerian și unul care să joace rolul ăsta de nou. Cum au stat lucrurile? Exact cum ai spus, s-a gândit înainte de a fi eliminat Nagalo și a fost un moment de uluială, avându-l pe Valentin Gheorghe pregătit să intre, schimbarea era făcută, vorbită și atunci ar fi trebuit probabil oprită, dar așa, asta a fost până la urmă, ce să mai, nu s-a mai gândit nimeni să se schimbe schimbarea. Da. Se întâmplă foarte des și așa ca observator din afară. Am trei cazuri de-astea și la echipele noastre naționale și mi-aș permite să dau un sfat. Când sunt momente cheie, opriți schimbările. Luați-vă un minut. Uite-te la ei, cum mai ales că nu se întâmpla nimic. Nu se întâmpla absolut nimic. Opriți un minut și gândiți-vă. Am avut la echipa națională, odată a ieșit foarte bine, deși n-avea nicio logică să mai păstrez schimbarea pentru că se întâmplase ceva în meci, odată a ieșit foarte rău pentru că n-ai putut să te oprești. Și în general antrenorii tineri, neavând această experiență, nu știu să spună stop, stai așa, pierde un minut, du-te la team manager. Asta pot să înțeleg. Da. Dumneavoastră ați stat, v-am văzut acolo între bănci, practic erați, da? Da. Că da. Puteți să aveți ideea să, că, totuși, sunteți managerul general la acolo, să mergeți să spuneți, hai să mai așteptăm un pic, n-ar fi mai bine așa? Știu, nu mă absolv. Pur și simplu, am gândit-o toți, dar nimeni n-a spus-o. Hai să o facem. Și după aia ne-am vestea, stăteam și ne dădeam cu pumnii în cap, că toți aveam ideea asta. Dacă e problema e că se întâmplă și chestii de genul ăsta. Și mai e o chestie, cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. Băi, ce se întâmpla dacă rămâneam așa și pierdeam? Te gândești că asta vreau să spun, că acel minut pe care ți-l iei nu înseamnă că trebuie să schimbi acea schimbare. Doar să o regândești, că s-ar putea să fie bine în continuare. Nu spun că nu e bine. Doar ia-ți un minut de gândire pentru că s-a schimbat ceva radical în meci, față de ce era. Acum, iertați-mă, dacă Vali intră bine, pentru că am avut superioritate în partea dreaptă mare, tot venea Coman și au făcut superioritate, dar el n-a intrat bine, asta a fost. Că dacă el intră bine, poate să ne rezolve meciul. Știi? Corect, adică, tot n-avea logică. Adică și dacă intra bine, ziceai, ok, i-a ieșit, că n-a intrat... Nu avea logică pentru că te gândești că nu mai existau spații atât de mari. Dacă era Băluță, cu el jucam de la început. Asta e adevărat. Nu am zis de Companiu. Și mai e ceva de comentat la Companiu. Da. V-a deranjat în vreun fel gestul lui de după? Nu. Nu că totuși e un tip care nu are reacții de genul ăsta. No. Poate că a mirat pe multă lume. E un tip calm, echilibrat, care n-a avut nici măcar... Se întâmplă, nu. Afectează clauza de 750, garanția de 750 sau cât din ea. Nu mă las, asta nu e... mă las provocat, e un subiect tabu pentru mine, nu. Da. Bun, l-am auzit pe Gigi Becali astăzi, supărat,
nervos pe Cordea și pe Vali Gheorghe. De Vali Gheorghe chiar a spus că să plece. E o reacție așa la cal la nervi sau pur și simplu asta se va întâmpla cu Vali Gheorghe și va pleca? Pentru că știu că are ofertă sau, mă rog, discuții sunt de la UTAU, Cluj, Petrolul. Și care e situația lui? Cine plătește, poate să discute cu el. Cine plătește transferul? Da. Ok, adică nu se pune problema de împrumut. E gratis, nu, împrumut, gratis, asta nu, gata. Ah, ok. Și poate am încercat bălaia la noi. Ok. Toată lumea s-a obișnuit să vină să ia jucători împrumut de la noi, dacă se poate să și folosească și să ne bată. Și de Cordea a spus, nu va mai juca, tot așa a fost o reacție... Nu e prima oară. Nu e prima oară, jucat, da. Și-a mai jucat. Și-a mai jucat. Da, și-a mai jucat. Așa e. A spus mai devreme că au fost jucători care v-au plăcut și că au fost peste medie. Dacă ar fi să votați unul singur, pe cine ați votat? Chiricheș, indiscutabil. Pe Chiricheș. Andrei, tu pe cine ai? Pentru mine Chiricheș e o confirmare, de-aia nu-l votez. Pentru mine marea surpriză plăcută a fost Pantea. Este primul meci în care îl văd pe Pantea la un nivel european. Spun sincer, a jucat și la echipa națională de tineret, a jucat și la campionatul european de 19. Mie ăsta mi s-a părut a fi primul meci în care el se poate bate de la egal la egal cu echipa europeană. Și cu CFR-ul a jucat foarte bine. O singură eroare foarte bine. În final. Ok, și CFR-ul a jucat european, foarte bine. Eu mă refeream la păi nu prea a avut, O singură eroare a avut. Da, pe final. Da, băga mingea în centru, cu capul acolo și a făcut Chiri per total, pentru că el a mai avut... A avut două intervenții formidabile. Da. Aia, într-adevăr, a fost în partea a doua, cred că la Osman, acolo a avut o intervenție excepțională. Deci excepțional, putea să facă penalti. S-a ținut foarte bine. L-a dominat în mod clar. Deci l-a distrus, da. L-a dominat în mod clar. Adică are un procentaj al duelurilor câștigate, în total, mă refer doar cu Osman, foarte bun. Adică foarte bun. Eu cred că a avut acest procentaj și pentru că nu știu ce a făcut, poate e o nimereală, habar n-am, dar și-a rezolvat problema de poziționare. El din poziționare a rezolvat multe dueluri. El din poziționare a putut să strângă la faza respectivă și să ia mingea în ultima clipă. Din poziționare a rezolvat niște faze în prima repriză, cred, sau nu tot în a doua, care trec așa. Da. Trec, nu le vezi. Nu, la noi le-am văzut. Ți se par normale. Ți se par normale, dar dacă el nu era acolo unde era pasă filtrantă și scăpa extrema singur cu portar. De asta spun că mi-a plăcut foarte, pentru că despre capacitatea lui de efort știu. Știu că poate să facă banda, știu că poate să are. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult, încă o dată. Nu vreau să laud foarte mult că știu ce înseamnă, urmă, îți faci iluzii, ai deziluzii. Poate o fi nimereală, dar a fost o nimereală superbă pentru mine. Nu e nimereală, el are o chestie, el se antrenează mereu la 100%. Sunt foarte puțini adică jucători. Adică e genolar, nu? Da. Să știi că sunt mulți jucători care se antrenează bine, dar care câteodată, efectiv, n-au chef. Au un antrenament care n-au atingeri, n-au realizări. Și noi avem, în orice meserie ai zile bune, zile proaste. Nu ți iese câteodată nimic. Vrei să spui ceva în emisiune și spui numai tâmpenii. Și te gândești, bă, dar am vrut să spun și aia și aia și nu mi-a ieșit. Sau tu poți să pui întrebări sau, mă rog, în fine. Niciodată nu l-am văzut. Îi număr pe degete pe jucătorii care se antrenau tot timpul perfect. Și uite, unul care îmi vine în cap acum e Cornel Râpă, care s-a antrenat extraordinar mereu. De-aia joacă în Polonia și capitan de echipă și a jucat meci de meci. Altul Nicușor Stanciu, care la fel nu l-am văzut odată pe Nicușor Stanciu să n-aibă chef la un antrenament. Nu l-am văzut. Pantea este tot timpul 100% și dornic să înveți. Și ofticos, nu-i place să piardă, vorbește, dar este... De-aia eu mă bucur că e o confirmare la ce am spus săptămâna trecută, că bate cu putere la porțile echipei naționale, pentru că poate să rezolve problema echipei naționale pe o perioadă destul de lungă. Vorbesc de echipa națională de seniori, deși 2003 născut. Da. Spuneți-mi atmosferă, cum vi s-a părut? Avea al doilea meci acolo. Parcă peste ce a fost cu CFR, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Adică, pe vremuri, sigur că Ghencea era ceva special, dar acum, având în vedere construcția stadionului, faptul că are acoperiș, faptul că este... Are vreo 10.000 de locuri în plus față de cât era înainte. Faptul că peluza nord este mai prezentă și ca număr, dar ca prestație. Așa mi s-a părut și mie, da. Da.
Și ai văzut, se propagă, efectul peluzei nord se propagă în tot stadionul. Când au început toți să sară, într-adevăr, mi-era greu să mă uit la meci, pentru că emoțiile te copleșesc. Așa atmosferă, chiar n-am crezut că o să mai trăim. Este altceva decât Arena Națională. N-ați crezut de ce? Pentru că nu luasem campionatul, pentru că parcă Arena Națională parcă e prea mare acolo, parcă nu se poate crea efectul ăsta. Aici sunt tribunele mai aproape de teren. Ăsta e un stadion de fotbal. Aici nu are voie să se facă nimic altceva decât fotbal. Așa este, asta este opinia mea. Este făcut pentru fotbal. Aici, eu dacă aș fi la federație, numai aici aș juca cu echipa națională. Bine, e vorba și de rețetă financiară. E adevărat, e foarte adevărat. E foarte aproape de două ori mai mare Arena Națională. E foarte adevărat. Mai ales când vin, nu știu, niște meciuri cu Israel. E foarte adevărat, dar până la urmă, mai important decât rețeta este rezultatul. Și aici cred că se poate face presiune foarte mare. Și parcă și o partidă se organizează mai ușor aici. Spațiile sunt judicioase, nu știu, stadionul este impecabil. Deci din punctul meu este impecabil. Gazonul cum e din tribună nu pare biliard. E cum bun. Era pe Arena Națională. Nu spun că e prost. Da, pentru că e diferit de cel de pe Arena pentru Națională. Ăsta are mai mult sintetic, are mai mult sintetic. Dar este foarte bun. Ca să vă pregătească pentru noi. Nu, acolo e carton, nu. Aia e ceva de groază. Acolo e carton vopsit. Dar chiar și la Viking n-a jucat. Da. Și ăla era prost. A fost gol. Am câștigat 3-1. Suprafața de joc era proastă. Da, la Viking nu era la nivelul ăsta. Avem portar era portar, nu era. Pregătirea meciului retur are vreo importanță ca echipa să se antreneze până atunci pe sintetic sau chestiunile astea nu au? Adică o să ne antrenăm miercuri doar seara acolo, nu. Aici la București în bază avem teren sintetic. Avem teren sintetic, dar e diferit față de ce au ei prin Danemarca, mă rog, în țările nordice. Îmi pare rău că sunt atât de multe terenuri sintetice acolo și jucăm pe teren sintetic, pentru că e cu totul și cu totul diferit. Totul e diferit pe sintetic. Multă lume nu înțelege de ce totuși într-o țară care are o climă care permite un gazon natural bun. Da? Cei de la Viking explicau, sunt foarte multe meciuri pe acel teren. Și dacă ar fi unul natural, s-ați ridicat, pentru că joacă acolo și fotbal feminin, și grupe de copii, mai vin și concerte. Și au spus, asta e singura soluție, pentru că altfel ar trebui schimbat foarte, foarte des. Și n-ar fi rentabil. Și n-ar fi rentabil, da. Și acolo nu e care nu e așa. Da, asta înseamnă o lipsă de respect față de jucători, pentru că pe jucătorii termin. Jucătorii care se antrenează și joacă pe sintetic au viață mult mai scurtă decât jucătorii care se antrenează și joacă pe iarbă naturală. Clar de tot. Tendoane, ligamente... Nu poți face alunecare, ce să mai vorbim. E de vreme să vorbim acum. O calificare în grupe diminuează șansele la titlu? Bineînțeles. Indiscutabil. E foarte complicat să câștigi jucând la 3 zile, pentru că meciurile din Europa au un consum deosebit. În Europa nu joci un meci normal. Joci altfel de meci, cu expunere, cu deplasare, cu alte emoții. Surmenajul este foarte important pentru jucători. Asta nu înțeleg mari specialiști care spun, băi, vin ăștia și spun că nu joacă la 3 zile. Da, jucăm la 3 zile, dar nu știm să o facem. Noi nu suntem singurul club care în ultima vreme a reușit să învingă și efectul ăsta este City. Probabil că singurul manager este Guardiola, care anul trecut a mers perfect, dar doar anul trecut a mers perfect. Jucând cam cu aceiași jucători odată la 3 zile. Cum face, nu știu, dar probabil că și calitatea jucătorilor este extrem de importantă. Este, dar el a folosit un număr restrâns de jucători. Știu. Că toate competițiile. Asta e cumva ciudat și nu prea schimba. Chiar și când avea meci, schimba, dar nu atât de, mult. Nu știu ce metode de atunci. La bugetele lor, investiția în cercetare e mare. Da. Și atunci profită de investiția în cercetare. Spui simt, Chiricheș, cum e. Mă uitam, practic, el joacă două meciuri de 180 de minute, să zicem, deși sunt mai multe. Da. În decurs de 4 zile, nu i s-a mai întâmplat în ultimul an chestiunea asta. Să joace... Și cum a jucat în al doilea meci. Da, și că la prima zici că am mai zis, dom'le, a dat un pas, ok, da, bine, a făcut o greșeală. Da, pentru că la el multă lume se întreba, ok, Andrei spune, jocul lui bun e o confirmare, pentru că valoarea era cunoscută. Erau semne de întrebare în privința asta. Cât rezistă? La ce nivel poate juca? La intensitatea asta? La ritmul ăsta? Cum e? Sunt trei fotbaliști care, pe care îi văd și înainte și după antrenament, mult
timp în sală, la prevenție înainte de antrenament, după la posturi, la stretching, la forță, Kirikeș, Djokovic, Andreea Companiu. Coman face separat, mai sunt. Coman face separat, că nu poate să facă 3 antrenamente pe zi, face 2. Daua face separat, Octavian a început să meargă și el, Miculescu, înțeleg că merge și el, Rada Slavescu, dar cei trei îi văd tot timpul după antrenament în sală, lucrând. Da, dar da, Pantea vede asta? Asta? Și Pantea a început. Uite că am uitat. Da, da. Tavi Popescu, adică mă interesează cei tine. Da, îi văd pe ceilalți, se iau la echipele naționale ca modele. Da. Nu, normal că mă gândesc la echipele naționale, dar îi iau ca modele, că ok, dacă ei cam copiezi primul tatuajul, ok, înțeleg, dar copiază și ce fac ăștia. Da. Păi nu, de asta Kirikeș, v-am spus, este un transfer extrem de important. Pentru că noi nu am avut, poate nici Mirel nu avea atâta autoritate asupra vestea lui, deși avea o autoritate foarte mare, cu mare Kirikeș acum. Pentru că Mirel era apropiat de vârstă cu coechipierii lui, de coechipierii lui, că erau Ghionea Goian, Ogăraru, Oprița, Boștină, care erau cam de vârstă, adică chiar Boștină era chiar mai mare. Aici, Kiri are alt statut. E capitanul echipei naționale. Venit, da, nu, și capitan la FCSB, că v-am mai zis, asta mi se pare surprinzător, așa. Da, nu, da, nu-i... Da, da, nu, s-au fost o grămadă de cazuri. Foarte multe cazuri. Belloni era capitan la echipa națională și Steaua era Tudorel Stoica. Da. Păi, da, da, nu era ca și cum Belloni era, Tudorel Stoica avea un statut. Păi, adică tocmai, era un... și Tiolaru nu are statut sau cum? Da, nu se compară totuși cu Kirikeș. Păi. Tudorel Stoica se compara cu Belloni, adică de ce... De ce să nu se compare? Jucător la echipa națională și Tiolaru, ce să nu se compare? Ce face de vârstă sau ce? 10 ani în Serie A și în Premier League. Păi, e cu totul altceva. Păi, are 35 de meciuri în Europa. Și cum poți să... Tu, ca să iei banderola unui jucător, trebuie ca el să facă ceva greșit. Bă, în momentul în care n-ai ce să-i reproșezi, cum poți să iei banderola? Păi, odată cu banderola ei și personalitatea, nu înțeleg. Cum poate cineva să gândească că un jucător care își respectă meseria, așa cum o face Olaru, pe care nu l-am văzut odată, măcar ferindu-se într-un contact la un antrenament, deși se antrena cu ceva dureri. Cum să-i spui? Stai puțin că a venit Kiri de banderola și poate ți-o mai dăm și ție. N-ai cum să faci așa. Dar a existat măcar, adică el să spună, e nevoie să dau banderola? Că... la cât de bun simț are el și știu un tip, putea să vină el să trebuie acum, trebuie să-i dau banderola lui Kirikeș, nu neapărat că o lua ca pe un gest, pur și simplu, să fie inițiativa lui, să zică... Nu. Poate o fi fost, nu știu, nu mi-a zis de mine nimic. Nu știți de asta. Nu. Nu mi s-ar fi părut nimic în neregulă. Adică când vine un tip care a stat 10 ani acolo și de la... și spuneți dumneavoastră că vine în vestiar și vorbește și îi îndrumă pe toți, să fii să spui, bă, ok, mi se pare mie Olaru că tu trebuie să poți banderola. Adică nu mi s-ar fi părut nimic în neregulă. Dacă se întâmplă așa. Meciul cu Craiova. Se joacă unde, se știe? Noi sperăm să jucăm în Ghencea. S-a făcut o solicitare sau urmează? S-a făcut solicitare. Da. Și nu s-a primit un răspuns. Nu s-a primit un răspuns. Să vedem ce spune Regheca, că a fost întrebat astăzi de ceea ce ați declarat dumneavoastră în emisiune. Că ați fi dispus să jucați chiar la Craiova meciul cu Universitatea. Să vedem ce zice Regheca pe tema asta. E un stadion foarte frumos, stadion care poate găzdui foarte mulți spectatori, dar depinde contra cui joacă meciul de acasă la Craiova, pentru că dacă vor juca împotriva noastră, vă dați seama că aș aproba din secunda 1 și ne-ar conveni foarte, ne-ar fi foarte bine nouă. Dar este păcat, pentru că în București au stadionul din Ghencea, stadionul Arena Națională, și să nu pot să beneficiez de aceste două arene datorită unor motive care sunt ok, n-are rost să comentez eu că nu este problema mea, dar cred eu că acest lucru dăunează fotbalul în general. Și normal că Reghi ar semna imediat să jucați acolo. Nu ne-a mers rău acolo, deci că nu, nici n-ar putea... Clar că nu o să jucăm controla, acolo. Nu, să zicem așa, un exercițiu. N-ați putea controla vânzarea de bilete acolo încât să vină steliși din zona aia. FCSB-și din zona aia. Că există o masă și acolo, dar n-ați putea controla chestiunea asta.
Ați apucat să vedeți din celelalte meciuri ceva de ieri? Nimic. Nu, Andrei? Am văzut cât poți să vezi în momentul în care se intersectează meciul. La Farul crezi că mai pot fi probleme? Bine, scorul 3-0 și adversarul nu, cred că... Nu cred, nu, nu. Deci repriza a doua a Farului m-a lăsat să cred că dacă meciul va fi abordat cu grijă și meciul retur, nu pot fi niciun fel de surpriză. Pentru că singura care poate, își poate crea surpriză la meciul ăsta e numai Farul. Chiar și așa mi se pare greu să... Da, acum și diferența de valoare. Vorbim despre un lot de vreo 4-5 milioane versus un lot de 20 de milioane. Da. Da? Adică în momentul în care avem invers aceste valori, spunem, da, că domnule, nu se poate. Înțelegem dacă nu se poate, e o minune dacă se poate. Nu, acolo ar fi un dezastru dacă s-ar întâmpla ceva. Atenție însă că și la Urartu era o diferență mare de valoare de loturi pe Transfermarkt. Nu atât de mare. Da, dar meciul turn nu se terminase cu scorul ăsta. Ok, meciul turn nu se terminase cu scorul ăsta, dar înainte de a-i vedea, te uitai numai pe valori de transfer, mă, și ziceai, da, trebuie să-i bați, să-i rupi. Uite așa că e. Nu s-a întâmplat chiar așa. Acum și la FCSB cu Norgiland. Valorile de loc sunt sensibil egale. Unul are 32,5. Și meciul în teren a arătat disproporționat. Da. Adică chiar a arătat că există echilibru. A și fost echilibru. Da. Eu nu spun lucrul ăsta, dar acea calitate o sesizai în partea altă. Iar dincolo la Sepsi cu Actobe, rezultatul, dacă e să judec iar după cifre transfermat, nu e tocmai în regulă. Pentru că Sepsi are o valoare de 15 milioane, Actobe 10. Atât are valoarea pe transfermat. Ok. Nu luăm totul după transfer mari și începem să mai judecăm și noi văzând. De ce? Pentru că sunt țări în Europa asta care își permit să dea salarii foarte mari unor jucători 2, 3, 4, iar ceilalți salarii foarte mici. Se întâmplă lucrurile astea. Eu am văzut, de exemplu, la Aris Limassol. În Cipru, da? În Cipru, da. A fost acum. Au luat campionatul. E una dintre cele mai mari surprize din istoria Ciprului, să ia Aris campionatul. Și juca cu Corin, la ei. 800.000 luat de la ei și 1.200.000 de la Fiorentina. Exact. Dar erau jucători în echipă, el câștiga 800.000 pe an și erau jucători în echipă care câștigau 2.000 de euro pe lună. În aceeași echipă între titulari. Și am întrebat cum e posibil, adică cum poți sta în vestiar sau cum la noi e posibil. Și nu erau, mai era încă un jucător care era plătit binișor și alții care nu. Budescu a jucat ieri primul meci ca titular, a marcat, a jucat vreo aproape tot meciul, 88 de minute, cred că a fost folosit. Și la final a avut un mesaj așa, pe care a dorit să-i înțepe pe cei care l-au criticat pentru modul în care arată fizic și, mă rog, pentru ceea ce se întâmplase înainte de despărțirea de Petrolul. Să-l ascultăm. M-am simțit foarte bine alături de colegi, m-au primit foarte bine și zic eu că asta m-a ajutat foarte mult. Nu știu dacă mai trebuie să demonstrez ceva. Mă bucur de fotbal, de-aia am ales să vin la Farul, pentru că ne place să jucăm fotbal și asta o să facem în continuare. Când joci bine, mai dai și gol, mai dai și pasă, parcă par mai slab, așa, nu mai stă așa gras. Dar când e nasol și nu merge treaba, mamă, ce gras. Cam așa e la noi, s-a dovedit că se pricep la fotbal foarte mulți. Din păcate, se vorbește foarte puțin de fotbal. E totuși prea mult să vii să spui după cea de gol cu Flora Tallinn, că aia care vorbeau de mine nu se pricep la fotbal. Eu nu am vorbit. Nu, discutăm așa. Nu te-ai dat la mine chiar nimic. Se pare că totuși, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Că acum dacă deschidem, nu mai avem timp. Dacă deschidem totuși o discuție despre Budescu fotbalist, hai să vedem ce a făcut Budescu în cariera lui de fotbalist. A jucat pe la vreun turneu final? Că mi-au cam aminte că atunci a preferat banii din China știind că va pierde naționala și turneul final din 2016. Poate că a calificat echipa la un turneu final cu golurile lui. Cu Feroe. Păi Feroe, Flora Tallinn. Sunt echipe, ăsta, da. Da, sunt echipe în care, împotriva cărora talentul lui Budescu este decisiv. El dacă ar fi înțeles lucrurile astea de mic, cât talent are, cât l-a înzestrat Dumnezeu, și ar fi făcut ceea ce trebuie să faci, atunci Budescu dădea golul și cu Italia, și cu Germania, pentru că sunt puțini, îndrăznesc să spun că sunt puțini jucători cu calitățile lui, nu în România, în afară. Puțini jucători înzestrați. Da, numai că suficient. Nu e deloc suficient.
nu e deloc suficient. Nici 10% nu contează în momentul în care vine unul și te ia și suflă în ceafă și tu nu ai pregătirea fizică să pleci din ceafa lui și să-ți cauți zonele alea libere, să le găsești, așa cum le găsești cu Flora Tallinn, cu insulele Feroe. Ai jucat la turnul final, n-ai jucat. Ai jucat în grupe de Champions League, n-ai jucat. Ai jucat afară la echipe, afară n-ai jucat, poate în ce campionat a fost Budescu. Ai jucat în țară, perioada importantă, ai fost jucător important la echipe din astea de top? Nu. Păi și atunci vii și spui că nu se pricep oamenii la fotbal care te critică? În fine. Nu cred că l-a criticat cineva din punct de vedere fotbalistic, pentru că nu prea ai motive să-l critici din punct de vedere fotbalistic. L-au criticat, dar au zis că da. Cât se pricep la fotbal. Bine, el răspunde. Nu știu că e treaba unui fotbalist să răspundă. Până la urmă, ești fotbalist, trebuie să... Budescu a făcut foarte mulți bani și asta înseamnă că a făcut alegeri bune. Pentru că, până la urmă, oamenii fac meseria asta pentru bani. Okay. Că altfel, dacă n-ar fi făcut pentru bani fotbaliștii meseria asta, n-ar mai fi fost constelația acum în Arabia Saudită. Au plecat oamenii pentru bani acolo. Dar nu înseamnă că dacă milioane Budescu a făcut milioane, înseamnă că a fost un fotbalist uriaș. Nu este semnul egalității aici. Nu? Bineînțeles că nu. Nu, eu, asta vreau să... Eu n-am spus că Budescu nu are bani, asta ar fi culmea. Budescu are, dacă spune că 6.000 sunt mărunțiși, îmi imaginez ce bani are. Păi, adică, cred că și 60 sunt mărunțiși. Da, stă bine. Nici nu-i cheltuitor. Urmează FC-ul Craiova Voluntar. S-a un interesant meciul, pentru că Craiova câștigă primul meci sub comanda lui Dică. Voluntarul e pe locul 2, nu? Dacă nu mă înșel. Bate rapid. Merge bine și din perspectiva asta se anunță un meci interesant. Din nefericire l-a pierdut pe Merloi, care are o accidentare foarte, foarte gravă. Și era un moment bun, părea. Cel mai bun moment din cariera lui. Și accidentarea e foarte gravă. Are și ligamente încrucișate, și menisc, s-a făcut varză. Așa arată primul un special de Craiova, ales de Dică. La Croa? La Croa, Badula, da. Au schimbat aproape tot compartimentul defensiv. De la mijloc în sus sunt la fel ca anul trecut. Dar cei pe defensivă... A rămas. Era Huygebert fundaș stânga, era Negru fundaș dreapta, era Andrei Duarte fundaș central, Paramati juca și nu juca. Bahasa e rezervă. Bahasanul văd, da, Bahasa și văd că începe să joace CDB mai mult decât a jucat anul trecut titular. E al doilea meci, nu? Uh-huh. Da. Ne oprim. Mulțumesc, domnul Stoica. Andrei Văchin va fi aici și la final după acest meci, când îl vom comenta de aici din platou și vom avea reacții de la Craiova.